Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data aceasta v-am promis că vă voi arăta cum să vă instalați Free Fire Max. Intrați pe magazin Play, descărcați-vă pe VPN Israel, deschideți-l. Așteptăm. Îi dăm connect. Conectare, așteptăm până ce ne scad secundele. Tragem în jos și când ne arată așa, cu 300 pip. Na, descărcare, încărcare, ceva de genul. Mergem din nou în magazin Play, ieșim de aici, dăm așa. Aici dăm adăugați al cont. Vă puneți modelul sau amprenta. Bă, am scos afară. Așteptăm. Sper să nu mai dea iară. Bun, dați creați un cont pentru mine. Vă puneți numele, eu să frei. Bun, vă puneți și voi o dată. Eu spun data mea, doar că nu. Gen. Vă alegeți genul. Zero. Nu, 2-1. Acest nume nu este disponibil, încercați altul. Bă, ce mă enervează. Max 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu te treaba 5, 6, 7. Bă, dar de ce sunt smărtani? Mă cacă voi. Bă, nu-i corect. În sfârșit, vă puneți o parolă. Dați personalizat un pas că e mai ușor decât să dați mai mult. Sunt de acord și contul a fost creat cu succes. Așteptăm să ne logheze aici cu noul cont, îi dăm acceptăm și după ce aveți contul aici, dați aici și scrieți Fire Max. Bă! Uitați, aveți și internaționalul și aveți și Maxul. Ce mă sperea că nu ne-l dă. Ok, acum dacă vreți să vi-l instalați, e 1,3 GB. Eu o să fac al videoclip puțin mai încolo și o să-l instalez. Și o să vă arăt plus cum să vă rugați pentru că nu reușiți. Eu am fost Petru și ne vedem data viitoare.